Și iată-ne, dragii mei frați și surori, în această seară aici, tot datorită harului lui Dumnezeu. Amin. Bunătatea cu care ne-a înconjurat și în ziua de astăzi, ne-a ajutat Dumnezeu să fim aici la închinare și vrem să-L binecuvântăm pe El pentru acest măreț har de care ne-a făcut parte și astăzi. Mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și trebuie să vă mărturisesc că sunt aici și datorită faptului că un viitor tată în așteptare, ca și mine, nu putea să nu ajute un viitor tată în așteptare, ca și fratele Nelubrie. Așadar, v-am spus asta pentru a mai pune pe umerii dumneavoastră încă un motiv de rugăciune, în rugăciunile dumneavoastră. Ne puteți aduce și pe noi și casele noastre și cu siguranță Dumnezeu vă va răsplăti. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură arhicunoscut, dar știu că Dumnezeu în această seară poate să ne vorbească și de aici pe mai departe. Psalmul 51, una dintre cele mai frumoase și mai importante rugăciuni, făcută de vreun om pe fața pământului, o rugăciune care trebuie să devină realitate în orice viață. Psalmul 51, începând cu versetul 7 până la versetul 12, cuvântul Domnului spune așa: curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Pentru că viața omului e o luptă permanentă. Și în luptele din viața noastră, uneori ieșim biruitori, alteori niște adevărați pierzători. Doar că cerul va fi umplut de oamenii care au fost biruitori. E adevărat, nu prin puterile proprii, și prin ajutorul dat de Dumnezeu, dar totodată prin disponibilitatea unui om care vrea să rămână înaintea lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu cere. Noi ca și oameni avem rânduielile noastre și mai ales părinții spun deseori copiilor lui: atâta timp cât stai la mine în casă, trebuie să faci cum îți spun eu. De ce nu s-ar aplica asta și la Dumnezeu? Și Dumnezeu spune: atâta timp cât eu îți dau viață, frumos e și-ar fi să faci ce Dumnezeu cere. Pentru că viața omului pe pământ e foarte scurtă. Fie ea și la 90 de ani, veți vedea oameni care vor mai cerși minute măcar. Atunci când solul morții se apropie, omul parcă n-ar pleca din lumea asta și vine și spune: atât de repede s-a dus viața, atât de repede s-a făcut târziu. Pentru că, dragii mei, sufletul vine de la Dumnezeu și la Dumnezeu trebuie să se întoarcă. Pentru că omul este o ființă extraordinară creată de Suveranul, cu discernământ în alegere, cu voință proprie, cu alegeri proprii. Diavolul a spus așa: dacă sufletul a venit de la Dumnezeu și la Dumnezeu trebuie să se întoarcă cât timp omul este pe pământ, eu trebuie să dau lupte asupra sufletului său, pe care omul să le piardă, să devină un pierzător și la capătul vieții lui să n-ajungă în locul unde ajung biruitorii. Sunteți în această seară aici pentru că Dumnezeu vrea să ne mai învețe încă o dată cum trebuie să devenim niște adevărați biruitori. Și totodată, dragii mei, să ne arate Dumnezeu o luptă pe care o avem toți.
Pentru că am să vă vorbesc despre o luptă pe care ați avut-o ieri, pe care ați avut-o astăzi și pe care cu siguranță o veți avea și mâine. Lupta de ieri, de astăzi și de mâine e una dintre cele mai crâncene lupte pe care diavolul le dă la nivelul sufletului unui om. Trebuie să vă mărturisesc încă de la începutul predicii că pe David, omul lui Dumnezeu, îl iubesc. Asta ca să nu mă judecați în prima parte a predicii mele. Și atunci când voi ajunge în cer, sunt foarte curios să-l cunosc. Atât de tare m-a impresionat la un moment dat când eu eram în Israel, într-una din dăți, și am văzut la mormântul regelui David o imagine impresionantă de-a dreptul și șocantă pentru noi românii, când acolo la mormântul regelui David, cel care a făcut rugăciunea aceasta pe care v-am citit-o, stătea un tânăr de vreo 20, 21, 22 de ani și făcea o rugăciune fierbinte acolo la mormântul regelui David, cu lacrimi pe față și tot scotea o batistă și ștergea lacrimile și iară băga batista și iară o scotea și iară o ștergea. Era șocantă imaginea pentru noi cei care eram acolo cu un Kalashnikov atârnat de el. Și am zis, băi, cam periculoasă zona ăsta cu mitraliera după el și în atmosfera asta și în plânsul lui și în isteria aia lui de plâns și în exteriorizarea lui, bă, de curios am zis la Aghi, te rog eu, tradu-mi și mie ce zice ăsta. Și la un moment dat continua rugăciunea lui și îi spunea, o, împăratul Dumnezeului cel mare, cel care ai trăit atâtea biruințe frumoase, cel care ai lăsat în urmă un exemplu de urmat, mai avem nevoie de tine și de suflul tău. Mi-am dat seama că David, omul lui Dumnezeu, a lăsat în urmă o atmosferă excepțională. Mi-am adus aminte de biruințele lui David. A avut parte de lupte, David. A avut parte de lupte complicate, ciudate, extrem de complicate. Una dintre ele chiar caragioasă, cea din Valea Terebinților. Când la un moment dat David, când a fost atacat de fiarele sălbatice să vină să ia oile din turma lui taică-so, imaginați-vă-l pe David sub o influență divină și sfântă a lui Dumnezeu. Pentru că avea o viață dată, predată în mâna unui Dumnezeu puternic. Că la un moment dat ia gura leului și o sfâșie. Și nu-i poveste așa cu care să-i adormim seara pe ăștia mici, e pură realitate. Imaginați-vă-l pe David când ia harpa și sub niște lupte crunte care se dădeau, demoni încercau să-i atace împăratul și sub niște lupte crunte copilul ăsta pe atunci ia harpa, începe să cânte și luptele alea nu se mai dau dintr-un mod fizic și coboară prezența unui Dumnezeu mare și acolo se simte o atmosferă excepțională. Nu era un concert al lui David, nu era momentul ăla, hai să-ți arăt ce fain știu să cânt eu la harpa. Era o luptă puternică pe care David în momentul ăla nu mai dădea cu mâinile goale, o dădea cu harpa sub prezența unui Dumnezeu puternic. Dar aduceți-vă aminte de David în Valea Terebinților, trebuie să dea din nou o luptă. Era ciudată și caragioasă lupta asta, foarte pe scurt încerc să vă explic. Acolo el a avut parte de multe lupte, una dintre ele, când a venit, și acum permiteți parafrazările mele așa adaptate la viața noastră contemporană, când a venit David, l-a trimis de maică-sa cu merinde, cu mâncare, la frații lui care erau acolo înjurați de 40 de zile de Goliat. Și la un moment dat, prima luptă pe care David o dă cu Eliab, frate s-o mai mare, ăsta în loc să-l strângă în brațe, să spună ce-o trimis mama, chiftele cu maioneză opus, vezi de treabă, ăsta dintr-o dată îi dă frontal. L-o și lovit frontal cu vorba, zice, las că-ți cunosc eu mândria, ai venit să vezi lupta, bă, parcă nu-ți cade chiar bine, nici bine n-ai ajuns, bă, stai mă să zică mama ți-o pus și cozonac, oh, calmează-te, parcă nici nu a avut vreme să-i spună ce i-o pus maică, s-a în straiță, că sta direct, frontal, Daniel, bă, m-aș fi gândit eu, bă, nu-i lași tu pe ea flămând și te întorci înapoi acasă de unde ai venit? În schimb, David era un biruitor. Și cu multă așezare și calmitate îi spune Eliab, faci umbră degeaba, dă-ți un pic mai deoparte, eu trebuie să merg un pic mai în față. Ajunge în fața lui Saul. Bă, era un moment interesant, ciudat-o interesant, când la un moment dat Saul acceptă să trimit un copil pe câmpul de luptă să se bată cu Dita mai uriașul. Se îmbracă David cu armura lui Saul,
vrând nevrând, când te îmbraci cu armura împăratului, te simți și tu un pui de ceva. Când iei dita mai armura, nu era unui soldat de rând, era armura împăratului, era distinctă de toate celelalte, arăta într-un mod extraordinar. Vă imaginați când David s-a îmbrăcat în inima și în mintea lui de om, când o s-a îmbrăcat și a zis, bă, cred că când ies cu armura asta și mă vede Goliat, zice, opa, a apărut cine nu m-am așteptat eu, hai mai bine să-i las pe izraeliți în pace, fiecare la treaba lui, facem armistițiu, o să fie bine. Dar la un moment dat, David trebuie să dea armura jos. Vrând nevrând s-o dat o luptă în mintea și în inima lui. Bă, nici armură n-am, mă duc cu mâinile goale. Dar David avea și atunci viața pusă în mâna unui Dumnezeu mare. Și a putut să biruie și gândul care poate l-ar fi putut să îl întoarcă înapoi. Se duce în fața lui Goliat. Goliat era un psiholog excepțional și răgnește la David și spune, băi, o scâine? Tu vii la mine cu un toiac, cu o bâtă, eu sunt câine, tu nu te vezi cât ești, ăsta micu, tu nu te vezi cât ești, tu vii la mine ca și la un câine? Imaginați-vă un copil de vreo 16-17 ani și un luptător de vreo 50 de ani în puterea vârstei, antrenat cu armură după el cât încăpea. Poate că dacă am fi fost vreunul din noi, am fi zis, nenea Goliat, vă doresc numai bine, mă bucur că te-am văzut de aproape, ne auzim, să auzim de bine, am plecat înapoi, îi las pe frații mei să se lupte el. Nu. Cu toate că acolo a fost la un moment dat un schimb de vorbe destul de interesant, extrem de interesant. La un moment dat David câștigă și lupta cu vorbele, câștigă și lupta în discuție. Permiteți aici imaginației mele, eu fi zis Golia la David, băi, ascult un pic. Cu ce o să mă dobor tu jos? Cred că de aici a venit vorba populară românească, de cumva mă mai ridic de jos să-i bai. Cu ce o să mă dobor tu pe mine? Cu ce o să mă dobori? Vă imaginați momentul ăla foarte, foarte interesant când David scoate din buzunar o praștie? Nenea Goliat, uite cu asta, de obicei dau cu ea după păsări, dar de data asta te țintesc pe tine. O fi continuat discuția și o zis, bă, uite, hai să-ți dau șansa unei discuții. Poate cad jos printr-o minune, dar cu ce o să-mi tai capul? Că aia era biruința finală în vechime, să ridici capul dușmanului și atunci să se audă bucuria extraordinară. Cu ce o să-mi tai capul? Că n-ai sabie, parcă l-aud pe Elia, bă, ți-am zis să nu te duci, că n-ai sabie, hai înapoi. Și ai zice, bă, David, un pierzător. În schimb, David, cu o inimă dată lui Dumnezeu în totalitate, acest Dumnezeu mare îi spunea, David, niciodată un om care e așezat în mâinile lui Dumnezeu nu rămâne fără de soluții. S-a uitat David în ochii lui Goliat și spune, nenea Goliat, e drept că n-am sabie. Numai ține bine minte ce spun și notează, ai tu și ne ajunge la amândoi. Și Biblia spune așa, și David i-a tăiat capul lui Goliat cu sabia lui. V-am spus asta, dragii mei, fără a jigni pe nimeni acum, să scot în evidență faptul că niciunul dintre cei care suntem aici nu ne putem compara cu acest bărbat al lui Dumnezeu. A fost un om excepțional, un om care a trăit niște victorii formidabile, un om care a lăsat în urmă o atmosferă extraordinară, dar care într-o zi și într-un moment al vieții lui a fost un pierzător cu acte în regulă. Și dacă David a ajuns într-un moment foarte crunt și ciudat și a avut și el parte de lupta pe care o avem și noi și am avut-o și ieri, o avem și astăzi și o vom avea și mâine, și David din neatenție a fost un pierzător, m-am gândit la mine, un muritor de rând care mă lupt să mă țin de acest Dumnezeu mare, cât de tare și de strâns oare trebuie să mă țin ca să pot să rămân un biruitor. Ceea ce David a pierdut și lupta pe care David a pierdut-o a fost următoarea, s-a dat în dreptul lui David o luptă de a-și împărți inima. Și lupta pe care noi o avem, oamenii, în fiecare zi, lupta pe care ați avut-o ieri, pe care diavolul a dat-o în dreptul sufletelor noastre, a fost ca inima noastră, care trebuie să stea în mâna lui Dumnezeu, să fie împărțită între Dumnezeu și diavolul. Ca inima noastră să fie așa luată bucăți din ea și așezată înaintea diavolului, ca timpul nostru care trebuie pus înaintea lui Dumnezeu să fie luat dinaintea lui Dumnezeu și să fie dat lucrurilor
lucrurilor stricate, ca imaginea noastră, ca trăirea noastră, ca sentimentele noastre, că lupta pe care diavolul o dă în fiecare zi e să-l împartă pe om, să-l facă franjuri dacă poate, bucăți. Dumnezeu se mulțumește cu o inimă, cu o viață, cu timpul, cu mintea, cu ochii, cu auzul, în totalitate dat acestui Dumnezeu mare. Diavolul zice, nu-i problemă că rup doar o bucată, că acea bucată te face incomplet. Și când ești incomplet, nu mai devii un biruitor. Și când la un moment dat tu lași din tine bucăți, din inimă, din viață, din timp, din privire, din gândire, din smerenie, din tot ceea ce ești, lași prin bucățile astea și diavolului, devii un pierzător. Și în momentul în care îți împarți inima, viața, timpul și toate celelalte între Dumnezeu și diavolul, te pui pe un topogan abrupt care într-o zi mai devreme sau mai târziu dă cu tine de pământ. Și unii, din păcate, mai că nu se mai ridică. Și totul pleacă de la o viață împărțită. Și la un moment dat, oamenii din generația noastră se simt foarte buni și spun, stai un pic, pastore, că eu mă duc la biserică în fiecare slujbă. Stai un pic, pastore, eu mă închin ori de câte ori trec pe lângă câte o biserică. Stai un pic, pastore, că eu n-am spart casa lui nimeni. Stai un pic, eu n-am făcut ceea ce crezi tu. Eu nu te pot contrazice. Nici Dumnezeu poate n-o face dacă e așa. În schimb, Dumnezeul care vede dincolo de cămășile noastre, Dumnezeul care vede dincolo de ceea ce văd ochii ăștia, vede uneori inimile noastre împărțite între minciună și adevăr, între lucrurile bune și lucrurile stricate, între Dumnezeu și diavolul, între smerenia aia pe care o arăți și pe care vrei să o arăți și altora, să o pui, să zică toți, uite ce om pios, și între mândria care își face cuib în multe inimi. Dumnezeu e cel care vede. Noi știm să jucăm teatru ăla impecabil. O, românii, păi dacă românii nu știu să joace teatru, cine știu? Ia luați unul de pe stradă care trăiește pe ajutor social, duceți-l la Hollywood și spuneți-i așa, ai 500 de euro, biletul plătit, cazare și mâncare, jumătate de oră, trebuie să joci un rol de cel mai bogat om al planetei. Vă garantez că iasă. Apoi îl aduceți înapoi la el în sat. Iarăși, da, bă, am venit cu picioarele pe pământ, dar în jumătatea de oră iasă, parcă cei mai buni actori au devenit oamenii de rând, care știu să-și ascundă viața împărțită, care știu să-și ascundă falimentele, care vin și pozează, sunt un tată extraordinar, sunt o mamă extraordinară, sunt un soț extraordinar. Oh, dar Dumnezeul care scotrobăie prin viața noastră vede deseori că iubirea care trebuie dată lui Dumnezeu și familiilor, uneori e împărțită și în alte forme, că atenția care trebuie dată lui Dumnezeu e împărțită și în alte forme, că smerenia care trebuie avută înaintea lui Dumnezeu e împărțită și cu mândria, că atitudinile frumoase sunt împărțite și cu alea ilegale. Și asta e lupta pe care omul o dă, e lupta pe care dumneavoastră ați dat-o astăzi într-un fel sau în altul. Și diavolul vine și spune, auzi, nu vreau să te iau cu totul, vreau numai să te împart un pic, atât. Nu vreau să te iau cu totul, vreau numai să te împart. Și știe că dacă o reuși să te împartă, ești victimă. David, omul lui Dumnezeu, a ajuns într-un astfel de moment. Ascultați ce zice Biblia. Pe vremea în care împărații mergeau la război, David, omul lui Dumnezeu, în momentul ăla cu inima împărțită, între câmpul de bătălie și vitejii lui care luptau acolo și între statul degeaba acasă, David a ales să rămână acasă. Sintagma Bibliei, împărații mergeau la război, nu e în zadar. Împărații mergeau la război. Și David trebuia să fie acolo, în cortul ăla unde se făceau strategiile de luptă, cu toată inima lui, cu tot ceea ce era el, că un tărâm trebuia câștigat. N-aveau voie să-l piardă. În schimb, David, bărbatul cu inima împărțită în momentele alea, așezat pe topoganul ăsta abrupt, pur și simplu și-a dat drumul. Știți cum arată un om cu inima împărțită? Știți cum arată un om care se împarte între minciună și adevăr? Știți cum arată un om care se împarte între lucrurile bune ale lui Dumnezeu și uneori lucrurile stricate? Omul care spune, sunt cu Dumnezeul cel atotputernic și vezi viața pioasă, dar în anumite momente, poate de singurătate sau când trebuie să iese din cât un bucluc, e gata de orice compromis. Știți cum arată de fapt viața acelui om înaintea lui Dumnezeu? Că înaintea noastră joacă teatru bine, înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine.
Viața unui om cu inima împărțită se supune unui pericol catastrofal care se numește busola morală pierdută. Un om care își împarte inima, viața, trăirea, sentimentele, tot ceea ce are el între Dumnezeu și diavol, între minciună și adevăr, între lucrurile stricate și lucrurile sfinte și se joacă și are starea aceea menționată de Biblie căldicică, extrem de periculoasă, acel om și-a pierdut busola morală. Pur și simplu nu mai are direcție. Poate să vină în biserică să se închine, să meargă la preot, să facă mătănii, să cânte în biserică, să predice, să dea la colectă, să facă ce vreți dumneavoastră, oficial omul ăla hoinărește și habar n-are încotro merge. Pentru că diavolul știe, când s-o lua semnalul, când s-o împărți semnalul, intervine bruiajul ăla. În momentul în care intervine bruiajul, omul zice, bă, nu mai am călăuzire, pentru că am inima împărțită, nu mai am călăuzire, nu mai știu ce să fac, mi se pare că ar fi bună alegerea asta. Și după ani de zile constată că a fost o catastrofă, mi se pare că visul ăsta e bun, mi se pare că planul ăsta e bun. Și tu spui, bă, ai o confirmare, Dumnezeu te-a încredințat, bă, nu-s chiar 100%, dar totuși tind înspre așa ceva. Bă, viața cu Dumnezeu nu e că e tind și eu înspre ceva. E siguranța mântuirii, că există un Dumnezeu care îi ține pe oameni pe ale sale brațe, glorie Lui pentru asta. Și în momentul în care îți lași inima împărțită, îți pierzi busola morală, toate lucrurile iau raznă. Și în felul ăsta, tații în casă iau decizii. Tați cu busola morală pierdută. Nu mai știu încotro să se duc ei, dar trebuie să ia decizii pentru alții. Mame cu busola morală pierdută, care trebuie să-și educe copiii și trebuie să le spună de un Dumnezeu mare și deseori nu mai știu să mai dea direcția. Haideți să vă arăt acum, ca să vă puteți face o scurtă și o bună analiză, cum arată un om cu busola morală pierdută, care survine datorită unei inimi împărțite. Ascultați-mă! Un om cu busola morală pierdută, ca și David. David, pentru faptul că a rămas acasă, a fost datorită faptului că în momentul ăla nu mai avea orientare bună. Și ascultați ce face David. Iasă la o plimbare pe acoperișul casei, o vede pe Batseba la râu și pune o întrebare. Cine este femeia aceasta? Ce faci, David? Ai început să pui întrebări ilegale. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută se poate verifica prin curiozitățile ilegale ale vieții. Dacă până acum ați fi zis, bă, eu n-am inima împărțită, ia faceți-vă doar o socoteală scurtă. Când în viață intervin curiozități care îl scot pe Dumnezeu din context, înseamnă că inima undeva e franjurată. Când în viață intervin curiozități care pe Dumnezeu îl împing undeva la marginea vieții, înseamnă că busola morală e pierdută. Când te interesează lucrurile de care Dumnezeu nu e interesat, înseamnă că deja viața s-a complicat. Și stare mulți oameni care vin și spun, eu sunt cu Dumnezeu, merg în cer, merg în rai, Doamne ajută toată ziua, dar care viața lor arată clar, mintea lor, timpul lor arată clar că sunt mai curioși de lucrurile care nu îl implică pe Dumnezeu decât de lucrurile care îl implică pe Dumnezeu. Modul cum ne petrecem timpul, modul discuțiile pe care le avem, modul cum ne raportăm la alții, arată într-un mod foarte clar dacă un om are inima împărțită sau nu. În momentul în care cineva e curios și o repetând încă o dată în mod conștient de lucrurile ilegale ale vieții de care Dumnezeu nu e interesat, înseamnă că acel om, bărbat sau femeie, tânăr sau mai puțin tânăr, e cu busola morală pierdută, s-a pus pe un topogan care într-o zi va prăbuși, poate pentru totdeauna. Înțelegeți cât e de serioasă problema mântuirii? Aia nu e o joacă. Și vine David și întreabă, cine este femeia aceasta? Dar ce te interesează pe tine, David? Dar nu puteau să-i spună așa, era dita mai împăratul, cel mai puternic om al planetei. Păi nu putea să zic așa și să-i răspund. Îi Batseba, soția lui Urie. Ui, soția lui Urie, Urie, e acolo, pe câmpul de bătălie, e viteazul tău. Știi ce ar fi trebuit să facă atunci David? Să se resusciteze, să zică, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, dar unde mi-a fugit mintea? Ce curiozități mai am și eu, dar nu.
David a ales în acele momente să stea în jumătatea de inimă dată cui nu trebuie. Și ascultați-mă bine, când un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută are deja curiozități ilegale, ceea ce trebuie să facă este să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu, să-și ceară iertare, să-i spună: Doamne, gândul Tău divin să mai fie în mine, o, gândul sfânt să mai fie în mine, că de nu, ascultați-mă bine, va păți ceea ce a pățit David în momentul în care își cu inima împărțită, busola morală pierdută și curiozitățile ilegale în viață, până comiți păcatul e doar chestiune de timp, mai devreme sau mai târziu îl comiți. Când stărui la un moment dat în curiozitățile pe care Dumnezeu n-ar vrea să le ai, când nu te interesează de mântuire, de suflet, de Hristos, de viața veșnică, când nu te mai interesează de Biblie, când nu te mai interesează de viața de rugăciune, când nu te mai interesează de trăirea în sfințenie și te interesează de toate celelalte lucruri ilegale, ascultați-mă bine, până când va da diavolul cu tine în primul păcat, e doar chestiune de timp. Și din păcate și cu David a dat. Când David cade în păcatul ăsta greu, m-aș fi așteptat să se prăbușească, să spună: îmi pare rău, Doamne iartă-mă, am greșit, uite, mi-am împărțit inima, uite unde am ajuns. Ar fi trebuit să iasă de acolo și să-și ceară iertare. În schimb, David, din păcate, a ales bucata aia de vreme să rămână tot în jumătatea de inimă dată cui nu trebuie. Și știi ce face diavolul atunci? Vine să te păcălească că nu-i nicio problemă, că o rezolvă el cumva. Taci-mă că timpul le acoperă pe toate. Taci-mă că nu știe nimeni. Taci din gură, nu știe nimeni. Timpul le acoperă pe toate. Vezi de treabă. Nu pune tu la suflet tot. Exact asta a făcut și David. Și la un moment dat trebuia să o acopere cumva. Și vine gândul tot din jumătatea de inimă dată cui nu trebuie și zice: auzi, trebuie să o rezolvi cumva, du-l pe Uri acasă. L-a dus pe Uri acasă, imaginați-vă momentul când toți luptau acolo și Uri primește permisie 24 de ore. Bateba îi spune: am rămas însărcinată, era complicat și înaintea lui Dumnezeu și onoarea lui de împărat, era deja complicat tărâmul. Imaginați-vă că îi spune la Urie, că ăsta a șocat, dar de ce m-ai trimis, m-ai chemat acasă stăpâne, a lupt acolo, eu mi-am lăsat postul liber, de ce m-ai chemat acasă? Auzi, Urie, mi-e drag mie așa de tine, bă, uși ce m-am gândit, mă, fă-ți freza cu gel, dă-te cu Hugo Boss, du-te și un pic până pe acasă, ascultă-mă, am eu așa pe suflet, bă, am eu, bă, ai așa, tu ești mie tare drag și am eu pentru tine așa, să-mi stai un pic în familie. Numai că Urie nu era un bărbat cu inima împărțită. Urie era cu toată inima pentru tărâmul care trebuia câștigat. Și Urie își face patul la ușa palatului. A fost o noapte aparent de liniște. Și la un moment dat când se trezește David și dă peste Urie: ce faci, Urie? Împărate, n-am putut să-mi împart inima între mersul acasă și între colegii mei care luptă. Acum e vremea luptei. Noi trebuie să luptăm să nu pierdem. Că de pierdem e grav, împărate. N-am putut. Și în momentul ăla m-aș fi așteptat să-l aud pe David că spune: Doamne, dar ce am ajuns să fac, să acopăr, să le motroșesc eu cumva, să le fac cumva, să nu, Doamne, iartă-mă, bă, stați un pic să vă zic, uite unde am ajuns, bă, poate ierta Dumnezeu să facă ceva Dumnezeu și pentru mine, dar de unde? David rămâne tot în jumătatea dată cui nu trebuie. Și când nu te pocăiești grabnic, diavolul care te minte că se rezolvă într-un fel problema, te împinge în alt păcat. Și David se duce la el în birou, ia pixul și foaia și scrie o scrisoare către Ioab, generalul de pe câmpul de bătălie, și ascultați cum zice scrisoarea asta. Puneți-l pe Urie în cel mai greu loc al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ce faci, David? Ai început să calci pe cadavre în loc să te pocăiești. Să-ți ascunzi tu păcatul și inima aia împărțită, în loc să te prăbușești înainte. Nu te lasă orgoliu, nu te lasă poziția, nu te lasă, vezi, Doamne, imaginea pe care o ai. David e periculos. David îi dă scrisoarea la Urie, Urie o împachetează, o sigilează David și calul lui Urie aleargă spre moarte. Îl pune pe Urie în cel mai greu loc al luptei. Se trag toți înapoi de la el și Urie moare în lupta respectivă.
Și în felul acesta, o bucată de vreme, David a scris o istorie urâtă. Țineți bine minte ce vă zic în seara asta. Viața se trăiește fără gumă de șters, fără radieră. La viață n-ai radieră. Ce ai făcut rămâne scris. N-ai cum să te întorci înapoi, să iei guma de șters a vieții și să ștergi anul trecut, să ștergi vorbele de azi dimineață, să ștergi nervii de ieri, să ștergi atitudinile ilegale de alaltă ieri, să ștergi privirile care n-ar fi trebuit să fie în viața ta de săptămâna trecută. N-ai cum, David, nu mai ai cum. Ai scris o istorie pe care știi, vrei să o acoperi. Dar ți-ai pierdut busola morală, tu nu mai știi încotro ești, încotro te duci, pur și simplu hoinărești. Numai spre Dumnezeu nu mai mergi. Pericolul ăsta e atât de grav că omul cu inima împărțită pur și simplu își pierde busola morală. E complicat. Știți care e un alt pericol? E că oamenii cu inima împărțită, pe lângă faptul că își pierd busola morală, oamenii ăștia pur și simplu nu mai sunt conștienți de consecințele păcatelor lor. David era relativ relaxat. Și la un moment dat vine prorocul Natan în biroul lui David. Împărate David, îmi permit să stăm un pic de vorbă? Da, poftiți, domnul Natan. Păi, dar tu aici la mine un scaun tot timpul. Deci, gura Domnului, stai jos. Și la un moment dat intră acolo Natan și spune: ascultă, împărate, am o poveste pentru tine. În împărăția asta ta mare există un om bogat și unul foarte sărac. Ăla bogat avea multe oi, boi, avuții. Ăla sărac avea o singură mielușă, o ținea la sânul lui, o îngrija, era totul pentru el. Ăsta bogat a venit un prieten, a vrut să dea un ospăț. Auzi, împărate, ăsta bogat nu s-a îndurat să ia din mielușelele lui, o lua singura mielușa acelui sărac, a sacrificat-o să se bucure el. Ce să îi se facă omului acesta? Și dintr-o dată David își aduce aminte că păcatul are consecințe. Se ridică David în picioare și zice: viu este Domnul, că cel care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte, și să dea înapoi 4 miei pentru mielul luat. Opa, David, ce-i cu tine? Păi păcatul are consecințe. Cum și-o permis să facă asta? Nu poate să nu plătească. Vă imaginați atmosfera din biroul lui David? Ma David era un bărbat înțelept, îi fugea mintea, deja și-o cam dat seama. Nici Natan nu era mai prejos, i-o fi zis: Natan, împărate, uite-te în ochii mei, te-ai cam prins. Ține bine minte ce spun, tu ești ăla. Cum ai zis, 4 miei? Și începe David să-și îngroape 4 prunci, pentru că păcatul are consecințe. Și continuă glasul Domnului prin prorocul Natan: fiindcă m-ai disprețuit... Fiindcă m-ai disprețuit, ascultați-mă bine, o viață împărțită între Dumnezeu și diavolul, e o atitudine de dispreț față de Creatorul, e o atitudine de dispreț față de Cel care îți dă viața, e o atitudine de dispreț față de Cel care te înconjoară cu harul Său în fiecare zi. Fiindcă m-ai disprețuit, David, zice Domnul, sabia nu se va îndepărta din casa ta. Ai înțeles, David, cât e de grav viața asta împărțită? O, cât de ușor o iau oamenii. Și asta e atât de gravă starea asta a vieții împărțite? În momentul ăla, dragii mei, m-aș fi așteptat ca David să se prăbușească în pocăință. Bă, dar o bucată de vreme încă nu o face. Într-una din zile mă întreabă Carina mea: tati, de ce nu mai zâmbesc oamenii? Eu lucram la predica asta și așa, întreacă din sufragerie spre birou, îi spun: fiindcă-i dor oasele. Și ăla mai mic a zis: păi asta se rezolvă la farmacie. Nu se rezolvă. Mâna Domnului începea să apese pe David în momentul ăla, pentru că Dumnezeu aștepta pocăința lui David, dar încă David se ținea tare și mâna Domnului începea să apese. Și David zice: o, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Nu că Dumnezeu e rău și vrea să-l vadă pe om care are curajul să spună: sunt un păcătos și am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Sunt un păcătos și am nevoie de Dumnezeul care să mă mai spele. O, glorie lui, cum mai face și astăzi. E atât de dur și de greu când omul nu-și dă seama că păcatul are consecințe.
Nu știu dacă v-am mai zis, când eu am fost data trecută la dumneavoastră sau poate tinerilor dumneavoastră în tabără, dacă poate cuiva prinde bine. Că la un moment dat m-am dus eu într-o familie și mi-au spus că să stau de vorbă cu fiul 20 de ani. Și a început un tată să joace acolo un teatru din ăla al durerii. Nu mai pot cu el, nu mai pot. Am investit în el, am făcut, am dres, l-am educat, l-am dus la biserică. Bă, când am văzut durerea acestui tată, am zis, mă duc să stau de vorbă cu pruncul. Mă duc în cameră, în timp ce urcam scările m-am gândit așa. O să-i spun să mergem undeva în oraș, să fim pe tărâm neutru în discuție. Când am intrat în cameră, am găsit un tânăr care stătea așezat în pat, cu genunchii trași la piept, nici bine n-am intrat în cameră și zice către mine, dispare afară. Oh, mă, că nu-ți fac nimic. Eu mi-am propus să ies cu el în oraș. Când l-am văzut, m-am șocat. Era tuns chel, ras, tot. O creastă roșie de 30 de centimetri pe mijlocul capului. Eu mi-am propus să ies cu el în oraș, dar când l-am văzut, m-am gândit, cine iasă cu ăsta în oraș? Îi zic, auzi, vreau să stau de vorbă un pic cu tine, acum că tot am urcat, am putea să mai dau înapoi, vreau să stau un pic de vorbă cu tine, să schimbăm două, trei vorbe. Și el așa foarte sec și scurt zice, bine, dar mergem undeva în oraș. V-am luat! Eu cu el ne-am dus, ne-am pus unul de o parte a mesei, unul de cealaltă parte la un McDonald's. S-a activat pastorul ăla critic din mine și am început, bă, cum să faci tu așa ceva la taică-tu? Bă, nu se poate, mă! Bă, taică-tu, mă, taică-tu, mă, cum să faci tu așa? O jumătate de oră, de-abia clipea. După o jumătate de oră zice către mine, acum pot să vorbesc și eu? Da. Îi dau lacrimile, am zis, gata, e al meu. S-a prins predica. Îi zic, e perfect. Cu lacrimi în ochi se uita lumea la noi, era o imagine ciudată. Și zice către mine, sunt așa și să nu cumva să crezi că îmi place. Sunt așa din cauza lui tata. A început să-mi povestească o viață dublă, 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 de-a dreptul dublă, șocant de dublă. Și a zis, stai să spun, vrei să-l auzi pe tata cum strig acasă? Vrei să spun ce țepe dă tata? Vrei să spun care e vocabularul lui tata? El pe partea cealaltă, în cealaltă jumătate de inimă, dacă îmi permiteți, așa, exprimarea mea, e dată, cui trebuie, dacă, da, face, drege, spune, cântă, mere la biserică, da, e adevărat, dar cealaltă? Mi-am dat seama, dragii mei, că e atât de periculos să nu-ți dai seama că păcatul are consecințe, așa ca și David. Și mâna Domnului începe să apese pe David, apasă și începe pe David să-l doară oasele, prăbușit în durerea lui. Să iasă David dimineața să nu mai poată să zâmbească și să le spună oamenilor, subalternul lui, veniți că avem o ședință grabnică, hai să discutăm, trebuie să mai asfaltăm ce știu până oraș, nu știu, permiteți-mi parafrazarea și paralela cu viața noastră contemporană. Dar David să nu mai aibă bucuria aia în inimă, bucuria aia ca atunci când cânta cu harpa, cobora prezența lui Dumnezeu, bucuria aia ca și în Valea Terebinților, când a trăit o eliberare extraordinară, bucuria când a primit putere din partea lui Dumnezeu să salveze turma pe care o păzea, bucuria aia că Dumnezeu e cu el și cât de mulți oare în generația asta merg așa fără de o bucurie a lui Dumnezeu și viața merge dintr-o inerție ciudată, cu busola morală pierdută, inconștienți că viața împărțită într-o zi are consecințe și că aceste consecințe nu le poți plăti singur, că unii ori mai plătești și alții pe lângă tine. Și împarți deseori pedepsele astea și plățile astea cu familia, cu casa, cu aia de pe lângă tine, pentru că tu n-ai vrut să te oprești într-o zi, să-i dai toată inima lui Dumnezeu, să pui tot ce ești în mâna lui Dumnezeu, să te prăbușești în pocăința ta, să spui, Doamne, am nevoie de tine, am gândit ce n-ar fi trebuit, Doamne, am vorbit de rău, Doamne, să încep să spui plânsul pocăinței, să-ți-l aduci aminte pe Petru, care a ieșit afară și fără nicio jenă și a plâns plânsul ăla al pocăinței și a zis, Doamne, mă mai poți ierta și pe mine, mi-am împărțit inima, o mers Petru după Domnul, că inima, bucăți din ea era dată lui Dumnezeu, dar în atmosfera de acolo Petru își lasă inima împărțită, nu-l cunosc,
O, cât e de cruntă starea asta! Dar Petru se prăbușește în pocăința lui. Dragii mei, știți de ce nu se mai văd lacrimi pe obraz chiar în biserică? Pentru că tare mulți sunt cu inimile împărțite. Și tot timpul te gândești numai la aia ce îți dă plus valoare. Păi las-mă că eu-s bine, că eu merg și la biserică. Nu te gândești și la lucrurile alea alte pe care tu nu le bagi în seamă, dar Dumnezeu le bagă în seamă. Și Dumnezeu zice să nu cumva să crezi că le accept. David încă făcea lucruri extraordinare în împărăție, dar avea un păcat pus la naftalină, băgat sub preșul vieții, crezând că Dumnezeu stă undeva în colțul universului și nu-l interesează de David. Fals! Dumnezeu privește asupra fiilor oamenilor. Supraveghează viața lor și se uită în detaliu cum arată viața noastră. Și pentru asta eu zic din toată inima, glorie lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care mai stă cu privirile spre noi. Și David cu păcatul la naftalină, în loc se prăbușească, știți, citeam o poveste că la un moment dat, cam așa arată oamenii, cum vă spun eu acum, că la un moment dat un preot a fost mutat în Franța dintr-o parohie mare într-o parohie mică. Dar pentru că era un duhovnic extraordinar, veneau mulți la el să se spovedească. Și la un moment dat, veneau două categorii de oameni. Prima categorie, plângeau încă din mașină. Plângeau, se scuturau ăștia de plâns. Veneau, părinte, dacă mă mai poate ierta Dumnezeu, am venit să mă spovedez. Părinte, auzi, am mințit azi dimineață, mi-am împărțit inima, am mințit, ce ai mințit? Am spus la o vecină că n-am o găleată care mi-a cerut-o, dar am patru, părinte, doi, mă mai poate ierta Dumnezeu? Se scuturau ăștia de plâns, părinte, i-am zis la bărbatul meu să plece, să mai vină când îl chem eu, mă poate ierta Dumnezeu, părinte? Bă, și se scuturau ăștia de plâns, plângeau de numai. Și părintele asculta. Le vedea plânsul, își terminau spovedania, cu zâmbetul pe față îi lua în brațe, îi strângea bine și le spunea, du-te acasă că totul va fi bine. Dar vine a doua categorie de oameni, iertați-mă. Când am citit povestea asta, am avut senzația că atunci au ajuns românii în Franța. A doua categorie de oameni zice că vineau ăștia, părinte, am venit și eu să mă spovedesc, am auzit că spovedania e bună, trebuie să-ți mărturisesc că am mințit. A, te uitau râ la mine, că mai mint și alții. Alții mint, numai eu mint. Numai trebuie să spui că am mințit. Am zis, părinte, vreau să-ți mai spun ceva. Mai am un păcat, zice, și bârfesc. Dar e complicată, părinte, viața în vremea asta, că stai cu ăștia la cafea, bă, te scap, zici o vorbă, e drept. N-ai cum, că ăștia te atâță în discuții. Mai am mai zis eu, părinte, trebuie să o spun și pe asta. Mai am un păcat, părinte, că la spovedeane trebuie să zicem tot. Auzi, părinte, zice, am pe unul, port în inimă, nu-l suport deloc. Bă, dar nu-l suport, nu pot să-l văd în fața ochilor. Dar am, părinte, totuși o parte bună, nu-i arăt. Oamenii cu inima împărțită tot timpul își caută părțile alea care zic că aparent lor le dă valoare. Spunea povestea asta că după o astfel de spovedanie, părintele începea să plângă în hohote. Și ăștia șocați. Dar ce s-a întâmplat, părinte? Și părintele le spunea așa, v-a dat Dumnezeu harul unei pocăințe și voi nu știți să-l valorificați. Plâng eu plânsul pocăinței voastre. Dragii mei, un om cu inima împărțită, cu busola morală pierdută, care are curiozități legale și care începe să comită păcat după păcat, care scrie în felul ăsta o istorie urâtă și care nu-i conștient că păcatul are consecințe, trebuie să cadă grabnic în pocăință înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, depind de Tine și am mare nevoie de Tine și de iertarea Ta, de puterea Ta, am nevoie de Tine. Oh, dar David, o bucată de vreme, încă se ținea tare mâna lui Dumnezeu, încă apăsa și apăsa mâna Domnului pe David, pe ăsta îl durea oasele, n-avea nici chef de zâmbit, nici de prieteni, nici de oameni. Îl durea oasele, gemea David, începea să-și îngroape prung după prung. Sabia stătea în casa lui, momentele erau teribile. Dumnezeu aștepta pocăința lui David. Dar într-o zi, David nu mai poate și pur și simplu se prăbușește. Momentul mult aștepta de Dumnezeu. Și cade David în pocăința lui. Și face rugăciunea aceasta pe care v-am citit-o și vă recitesc. Curăță-mă cu isop și voi fi curat.
Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Dar de ce, David? N-a putut diavolul să ți le acopere în așa fel încât să nu se mai afle? Dar n-a putut diavolul, prin cum ți-o zise, că l-aduci pe ure, că-l trimiți, că-l omori, că faci în așa fel încât să se piardă urma păcatului tău? Nu s-a putut, nu! Pentru că singurul care iartă păcate în generația asta e Iisus Hristos, Domnul gloriei lui Dumnezeu. Și înaintea lui oamenii trebuie să se prăbușească și să-și mai spună plânsul pocăinței. Fă-mă să aud, zice David, veselie și bucurie, pe care nu mai aud de multă vreme. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura iarăși. Imaginați-vă-l pe David, începe David în rugăciunea lui. O, Doamne, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate fără de legile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, Doamne, nu mă lepă da de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși, vreau să te simt iarăși, vreau să mai plâng ca altă dată, vreau să fiu încredințat ca și altă dată, vreau să te iubesc ca și altă dată. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, Doamne, am pierdut-o. Am mers fără de busolă morală, n-am mai fost conștient de mersul meu ciudat în viață. Doamne, mai iartă-mă! Vi-l imaginați pe David prăbușit? O fi venit sub baltenii, bă, șeful, bă, mereți de aici, bă, vă rog eu astăzi în pocăință, lăsați-mă. Și David are puterea aceasta smereniei, o atitudine tot mai rar întâlnită. Eu nu înțeleg de ce oamenii fug de Dumnezeu. Păi le vrea numai binele, vrea să-i ducă în rai, vrea să-i țină pe ale sale brațe și oamenii fug de Dumnezeu. La un moment dat, presiunea păcatului apasă greu și omul trebuie să se prăbușească, să-și mai plângă plânsul pocăinței, să se mai vadă cum este el de fapt. Uite, David, ăsta ești tu, unul care ai scris o istorie urâtă o bucată de vreme. David, Dumnezeu așteaptă pocăința ta. Partea extraordinar de frumoasă, excepțională, e că în momentul în care cineva are puterea unei astfel de pocăințe, când cineva are curajul să spună, fă-mi inima să fie una puternică, renoiește tot ce e în mine, nu mă lepăda, te rog, nu mă lepăda. Știți ce face Dumnezeu în acel moment? Se coboară lângă omul ăla, îl ia pe ambele brațe, îl ridică, îl așează pe stâncă și îi spune, bă, uite-te la mine, de astăzi eu sunt cu tine. Și vezi pe oameni în furtunile vieții, în momentele complicate, că stau undeva deasupra valurilor și la un moment dat spun, am un Dumnezeu care nu mă lasă. Dar diavolul zice, bă, nu trebuie să te pocăiești, vezi-ți de treabă, poți și singur. Nu, o să te afunzi într-o zi, te pui pe tobogan, dă cu tine de pământ, de poate nu te mai ridici. Dar când ai puterea pocăinței să te recunosc, să spui, am nevoie de tine, Hristos, am nevoie de iertarea ta, am nevoie de sângele curs la Golgota să mă mai spele, la o astfel de rugăciune coboară puterea lui Dumnezeu. Mi-e dor de oameni asumați care au puterea să se mai recunoască. Mi-e dor. Mi-e dor de oameni asumați care au puterea cu lacrimi pe față să spună, îmi cer iertare, Doamne, mai spală-mă ca să fiu curat. Care spun din toată inima, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duc nou și statornic, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. La o astfel de rugăciune coboară Hristos, te ia pe ale sale brațe, și începe să te țină pe muntele victoriilor. Am să vă dau două pasaje scurte din Biblie să vă arăt cum arată viața unui om iertat și încredințat, care un Dumnezeu care îi poartă de grijă. Ascultați, Psalmul 63 cu versetul 4. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. O, sunt mulți care ridică mâinile, dar le ridică degeaba. Ele trebuie ridicate, dar ascultați-mă bine.
Biblia face mențiunea impecabilă, mâinile trebuie să fie curate, viața curată, inima dată lui Dumnezeu, în momentele grele ale vieții de prăbușire, în momentele complicate să poți să ridici mâinile, să spui, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile și voi spune că am un Dumnezeu mare, că am un Dumnezeu care nu mă lasă. Eram copil, aveam vreo 13 ani și o trebuie să-mi împar viața între joacă și să o ascult pe bunica. Bunica mea vine și îmi spune, Alin, du-te te rog frumos cu plasa asta în sat și o lași în poartă la familia aia, pur și simplu o pui în poartă și pleci mai departe. Reacția mea a fost, bunică, dar numai pe mine m-ai găsit? Dacă verișorii mei, frații mei, numai pe mine m-ai găsit? Și s-a uitat la mine și a zis, Alin, dacă ție ți-am spus, te rog, de dragul ascultării, ascultă-mă! Și eu acum trebuia să mă împart. O ascult pe bunica, stau la joacă, mă duc ca să o ascult pe bunica, stau aici și nu o ascult. La un moment dat, de dragul bunicii mele, iau plasa și plec. Bunica mi-am spune așa în spate, Alin, vei vedea în viața ta că Dumnezeul pentru care tu faci acum ceva, adică cu toată inima te-ai dat și au mers cu toată ființa ta, nu va lăsa momentul ăsta nerăsplătit. Vei vedea că ai un Dumnezeu mare. Și în timp ce plecam pe drum, chiar dacă am bombănit ca toți românii care fac ceva ce nu le convine, parcă în inima mea se întărea asta, bă, fac ceva pentru Dumnezeu, inima mea e pusă aici, îl iubesc pe Dumnezeu, trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu și m-am dus. La un moment dat am pus plasa în gar și am plecat, au trecut ani, am ajuns mare, păstor, predicator, am ajuns într-o țară din Occident. Când am plecat din camera de hotel, o sun pe soția mea și spun, n-am soluție la problemă, nu știu cum o să fie. Mă întreabă Andrei, Alin, cum facem? Nu știu cum, dar îl rog pe Dumnezeu. Doar atâta l-am rugat când m-am pus pe genunchi acolo în camera de hotel. Doamne, poate nu vrei să-mi dai soluția, dar te rog, dovedește-mi că ești cu privirile pe mine. Și dacă tu îmi dovedești că ești cu privirile pe mine, voi spune și eu ca și psalmistul, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. M-am dus acolo, Dumnezeu urma să-mi dea o lecție. A brăbușit, mi-a cerut iertare, îmi cer în fiecare zi, viața trebuie reînnoită în fiecare zi. La un moment dat m-am dus acolo, am terminat de predica, vine la mine la final o fată, o soră, cu soțul și cu copiii ei. Mă întreabă, zice, mă cunoști? Și am zis, nu vă cunosc. Eu sunt din satul cu tare, am rămas mici fără tată, tata a murit răsturnat cu tractorul. Eu mi-am adus aminte imediat momentul când eu m-am dus cu plasa, ascultând-o pe bunica, punând inima mea înaintea lui Dumnezeu și în ascultarea lui bunica și m-am dus și le-am pus plasa în gard, dar nu le-am zis nimic. Dintr-o dată mi-a trecut imaginea asta prin ochi, am început doar să zâmbesc ușor. Opa, mai era femeie în toată firea, atunci avea și ea vreo 13-14 ani și am zis, m-am gândit eu, da, mi-aduc aminte de acolo din sat. Avea niște copilași pe lângă ei. I-am întrebat pe copii, ce vrei să te faci când crești mare? Unul a zis poliție, judecător, farmacistă, dar mai era o fetiță prin care Dumnezeu urma să-mi dea o lecție. N-o pleca de lângă noi. Mie mi-e stare, dragi copii, am zis, hai să mai fac conversație cu asta mică și o întreb, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Se căuta atunci în vremea submarinul ăla scufundat pe lângă Titanic cu miliardarii. Mă așteptam să-mi spună, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu submarinul, să mă duc cu racheta, să văd cum e pe lună, să văd cum e în spațiu, nu știu, așteptam ceva așa contemporan nou. Dar fetița începe și plânge, strânge tare din ochi, așa din pumnișorii ei. Și eu am zis, bă, dar ce-am întrebat așa de grav, că am pus doar o întrebare simplă. Și maică să-i spune, spune la fratele Alin, spune, bă, mi-am dat seama că ele știu. Și fetița așa cu lacrimi în ochi îmi spune, uitându-se în ochii mei, frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc pe îngerii prin care Dumnezeu a trimis de mâncare la mami când ei erau mici. Știți care a fost următoarea mea reacție? Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. A coborât acea prezență specială și divină, Alin, îs cu ochii pe tine. Am putut să am acea siguranță extraordinară pe care atunci când o pierzi, e complicată viața. Un om care are puterea să-și ceară iertare și un om care are puterea să trăiască în sfințenie înaintea lui Dumnezeu cu toată inima dată lui Dumnezeu va putea să spună asta. Vă mai dau câteva versete din Biblie, ascultați. Psalmul 116 cu versetul 1. Știți ce mai poate să spun un om? Și apoi vreau să cântăm o cântare. Frate Sorin, o pregătim. Iubesc pe Domnul, că ce-l aude,
glasul meu, cererile mele. Dar el și-a plecat urechea spre mine. De aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții. Sta lângă patru sicrie și m-a apucat să răsud dorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul, pentru astfel de oameni, este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare, glorie lui Dumnezeu. Înțelegeți care e efectul pocăinței? Când un om are puterea să se prăbușească în pocăință, să-și ceară iertare, în momentele grele poate să spună: Doamne, mă mai auzi? Dumnezeu să spună: da. Și mai apoi să poți să spui și altora: iubesc pe Domnul, că cel aude glasul meu, cererile mele. Înainte de rugăciunea finală aș dori să cântăm o cântare. Refrenul acestei cântări spune: că-și mă întorc și în genunchi, bilă-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să mă știu fiul tău. Să mă știu că sunt pe brațul tău de Dumnezeu. Îmi cer iertare în seara asta, Doamne, pentru inima mea împărțită. Îmi cer iertare pentru că am mers cu busola morală pierdută. Îmi cer iertare pentru toate curiozitățile ilegale. Îmi cer iertare că n-am fost conștient că păcatul are consecințe. Dar vreau să-ți mulțumesc pentru plata de la Golgota, care mai revigorează viețile noastre și în 2024. Glorie lui Dumnezeu pentru asta! Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să cântăm din toată inima, spunându-i: Domnului, la tine vine.